februarie. Apare 8 grade, am o derivă de 3 km la oră. Apa, după cum bine vedeți, cloncăiesc pe o apă de 18 metri acum. Sincer, n-am avut niciun de fapt, stai așa că am avut, avusei unul, dar nu se mișcă, efectiv trecui peste el, da. Deci măcar avusei unul, văzui unul, găsi unul. Asta e bine, dar nu vreau să se miște absolut deloc, nu-l deranjai de la locul lui acolo deloc. Asta e, vedem ce facem. Apa, să știți că are 8 grade, adică pe timpul ăsta e destul de ok. Da, se pare că nu vrea nimic. Sincer să știți că am dat de 3 somni și am și ridicat. Chiar mă bucură treaba asta, că am reușit să ridic 3 somni. Nu au părut interesați de momeala mea, nu m-au atacat, nu m-au ciugulit, dar e spre bine, e spre bine și e spre mal. Am încercat și larg, am luat așa în scări, în trepte, spre mal, pentru că anul trecut, sincer, pe vreme rece și pe vreme de asta, pe anotimp de asta, pe februarie, martie, să știți că prin mal am dat de ei. O să mă retrag la mal, că sincer e foarte frig, am înghețat de frig, am înțepenit, mai ales în mers, că nu mi-am pus nici geamul. Și cred că posibil o să ies mai târziu. Cred și sper să ies mai târziu un pic, să mai încerc. Deși sunt multe clipuri care v-am arătat. Așa trebuie să stea o barcă ancorată în larg. E în siguranță, nu contează ce valuri sunt, ce vreme este. Greutatea este acolo jos, în apă, cordelinele elastice pe mal, aici prinsă. O să mă duc pe mal. Să continuăm partida de pescuit pe mal.